În calendarul național există o întreagă serie de vaccinuri de rutină. Sunt însă și părinți care refuză efectiv să-și imunizeze copiii. Cum comentați o astfel de decizie a părinților și la ce riscuri își expun copilul? Aș încerca să comentez printr-un cuvânt. Greșeală. Dar poate că nu este cel mai potrivit cuvânt. De ce? Pentru că părintele a luat o decizie greșită tocmai pentru că îi e teamă. Tocmai pentru că mulți părinți primesc informații eronate care duc la decizii greșite. Ia câtă cuvântul pe care l-am folosit la început. Nu e vina lor. Este vina mediului în care trăim în acest moment. În care oricine se poate exprima pe un subiect. Noi, medicii, suntem totuși după un nivel de studii destul de avansat și tot nu putem să înțelegem în totalitate fenomenul. Uneori, o persoană care se află în fața unui articol, unui singur articol sau unei singure informații, trage concluzia că este expert pe acel domeniu. Și mai mult decât atât, vine și împărtășește acea informație către alții ca un adevăr absolut. E bine, de aici și până la cădea pradă unei greșeli, astfel încât să creezi acele informații care, într-un fel sau altul, îți creează senzația de teamă, nu e decât un singur pas. Părinții care nu-și vaccinează copiii, nu-și vaccinează copiii de teamă. Însă teama pe care dumnealor o au este orientată disproporționat unde nu trebuie. De ce spun unde nu trebuie? Pentru că teama trebuie să fie în principal față de bolile prevenite prin vaccinare și nu față de reacții adverse. Reacțiile adverse pot fi trecătoare, pot fi să apară cel mult febră. Să zicem că vaccinăm un copil împotriva rujeolei. Acel copil va putea să facă febră, să zicem, o zi, două, dar nu o săptămână, cât face în cazul bolii. Și în niciun caz nu dezvoltă complicații, așa cum dezvoltă boala. Practic, în momentul în care un părinte decide să nu-și vaccineze copilul, decide ca să facă boală. Pentru că vorbim de, așa cum am explicat puțin mai devreme, de boli extrem de grave și mai ales, să zicem, cu o caracteristică și anume contagiozitate crescută. Ei, după cum am spus, iau decizie greșită, dar care este consecința unui fenomen de înșelăciune. Cei care înșală sunt antivacciniști. Pentru că una este să înțelegi fenomenele pe de-a întregul și alta este să poți să devii la rândul tău un învățător. În momentul în care ai devenit învățător, din acel moment trebuie să-ți asumi că persoana pe care o ai în față va lua o decizie. Nu știu dacă bună sau eronată, însă va avea consecințe. Ei bine, acesta este fenomenul la care asistăm în acest moment, în care părinții sunt speriați de rețelele de socializare și care iau o decizie greșită. Dar pot exista și riscuri asupra comunității în care trăiește un copil nevaccinat? Absolut. În momentul în care, așa cum am povestit puțin mai devreme despre rujeolă, în momentul în care ți se cumulează un număr de copii care nu pot să fie vaccinați, mă întorc la exemplul rujeolă. Rujeola înseamnă că primul vaccin se poate administra la un copil pentru a putea să fie eficient după vârsta de un an. Ca atare, în orice comunitate în acest moment, vom avea copii sub un an care nu sunt vaccinați. Dacă ai cumva un frățior mai mare, care nu a fost vaccinat și care se duce la școală, se îmbolnăvește de rujeolă, se întoarce și îmbolnăvește frățiorul de acasă care nu putea să fie vaccinat. Copilul acela nu are nicio vină, nici nu mai are nicio vină. Dar iată cum se transmite lanțul către persoane care pun în pericol comunitatea. Și de aici și până la apariția unor complicații și deces, nu e decât un singur pas. Există cumva și un cadru legal prin care părinții care neglijează imunizarea copiilor pot să fie constrânși ca ultimă soluție? Din păcate, nu există în acest moment un cadru legal care să reglementeze acest lucru. Singurul lucru pe care putem face este ca prin vorba bună pe care o putem aduce într-o discuție personală între medic și părintele respectiv, să încercăm să-l ajutăm să ia cea mai bună decizie. Atenție, n-am spus să-l convingem să-și vaccineze copilul, ci să-l ajutăm să ia cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie este categoric aceea de a te vaccina. Asta trebuie să facem noi, medicii de familie, și asta este, dacă vreți, caracteristica noastră a specialității. Prin eforturile pe care le facem, prin discuții pe care le purtăm cu părinții, îi ajutăm pe ei înșiși să ia cea mai corectă decizie.